Cele două profesoare de la Colegiul Ecologic din Chișinău, prinse de CNA comită și nemulțumite de sumele mici pe care le ofereau elevii, vor fi restabilite în funcție. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău după ce au fost demise de către administrația colegiului în baza articolului 86 din Codul Muncii, pentru comiterea unor fapte imorale incompatibile cu funcția educativă deținută. Între timp, dosarul penal în care acestea sunt vizate pentru acte de corupție se află încă pe masa procurorilor. În septembrie 2019, Centrul Național Anticorupție a publicat mai multe imagini video cu discuția dintre cele două profesoare, din care se înțelege că acestea cereau bani de la elevii care aveau note mici sau insuficiente. Poți să înțelegi, și eu o soară și tare m-am inerat. Cum p***a să-i luă văzut, să mă prind mine? Am trebuit să-i f***a că eu și-o las vrânzești de stanție. Eu am tot așa să vă apără, așa să nu. Fiecare ne doar. După incident, cele două femei au contestat în judecată decizia de demisie, însă magistrații primei instanțe le-au respins cererea. Profesoarele s-au adresat ulterior la Curtea de Apel Chișinău, unde au obținut câștig de cauză. Judecătorii au decis că dascălii au fost demiși ilegal, în condițiile în care nu există nicio decizie a instanței care să le demonstreze vinovăția. Mai mult ca atât, administrația Colegiului Ecologic urmează să le achite profesoarelor și daune morale de 10.000 de lei, dar și alte 152.000 de lei care constituie salariul mediu lunar pe toate lunile în care acestea au lipsit forțat de la muncă. Am încercat să obținem o reacție de la administrația Colegiului Ecologic, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. În 2019, procurorii au efectuat percheziții la domiciliile celor două profesoare, unde au găsit liste de elevi, sumele oferite de ei, dar și notele primite în schimb. De asemenea, au fost ridicate 12.000 de euro de la una și alți 4.000 de euro de la cealaltă. Ambele au declarat atunci procurorilor că banii erau niște economii de ale lor.